Istoria e plină de exemple de scroci ambițioși care au preluat identitatea regilor, a reginelor și a altor membri ai familiei. Azi vom afla mai multe despre 6 impostori regali care au reușit să-și croiască drum în cărțile de istorie. Anna Anderson, drept Anastasia Romanov. În 1918, revoluționarii bolșevici au ucis-o pe prințesa rusă Anastasia împreună cu restul familiei sale. Cu toate acestea, au persistat zvonuri despre presupusa ei supraviețuire timp de decenii și de-a lungul anilor mai mulți impostori diferiți au afirmat că sunt Anastasia Romanov. Nimeni nu a câștigat la fel de multă faimă ca Anna Anderson. Viitoarea ducesă a apărut pentru prima dată la începutul anilor 1920 într-un azil unde se aflau persoane cu deficit mental din Berlin, unde a anunțat că este marea ducesă Anastasia, fiica cea mică a decedatului țar Nicolae al II-lea. Deși majoritatea au respins-o ca fiind o escroacă, fata avea o asemănare izbitoare cu prințesa și chiar știa multe detalii personale din viața ei. În curând a câștigat sprijinul unor emigranți ruși bogați, dintre care mulți credeau că aceasta era moștenitoarea legitimă a tronului. Presupusa prințesă s-a mutat în cele din urmă în America în 1968 și a luat numele de Anna Anderson. Dar în timp ce povestea ei a inspirat mai multe cărți și chiar și un film de la Hollywood, ea nu a reușit să câștige recunoașterea în instanță din cauza lipsei de dovezi. Povestea ei a rămas sursa multor dezbateri până în 1994, când un test ADN postum a dovedit în cele din urmă că nu are legătură cu familia Romanov. Anderson era probabil o muncitoare poloneză care a dispărut în 1920, dar adevărata ei identitate nu a fost confirmată niciodată. Gregor MacGregor, drept Cazicul din Poyais. La începutul anilor 1820, un scoțian zgârcit pe nume Gregor MacGregor s-a ridicat în vârful înaltei societăți din Londra pe baza unei afirmații extrem de neobișnuite. Fost soldat și mercenar care luptase în America de Sud, MacGregor s-a prezentat ca cazicul sau prințul unei mici țări din America Centrală pe care a numit-o Poyais. Drept dovadă, Fauxul Regal a produs mai multe hărți, desene și chiar o carte, toate acestea descriind țara misterioasă ca un paradis fertil, cu un guvern activ și o populație nativă prietenoasă. Micul principat al lui MacGregor părea destinația perfectă pentru coloniștii europeni, cu excepția unui mic detaliu. Nu exista. Departe de a fi un cazic, MacGregor a fost de fapt un om care a inventat o țară de bazm, fiind o modalitate de a obține sumele uriașe de bani ale investitorilor. În cele din urmă, el a vândut drepturi funciare în valoare de 1000 de lire sterline pentru națiunea sa fantomă și în 1822 primii Poyers au navigat peste Oceanul Atlantic, ajungând în America Centrală și găsind doar o junglă neliniștită. Pionierii, dintre care mulți își convertiseră economiile de viață în moneda falsă, Poyais, au realizat curând că au fost înșelați. Coloniștii blocați au fost salvați în cele din urmă, dar nu înainte ca aproximativ 180 de oameni să moară din cauza bolii. Nu e surprinzător că MacGregor a fugit din țară la scurt timp după ce vestea a ajuns în Anglia. Ulterior, el a reapărut în Franța, dar a fost arestat după ce a încercat să înființeze un al doilea sistem legat de Poyais. Falsul Dimitri I. Omul cunoscut sub numele de Falsul Dimitri I nu numai că s-a pozat cu succes ca prinț, ci a reușit să se îndrepte spre tronul regal al Rusiei. Pretendentul a devenit cunoscut pentru istorie la începutul anilor 1600, când a apărut în Polonia, declarându-se a fi Dimitri, fiul cel mic al decedatului Ivan cel Groaznic. Adevăratul Dimitri ar fi fost asasinat în copilărie, dar impostorul a susținut că a scăpat de criminalii acestuia și a fugit din țară. Presupusul rege a încântat poporul rus, călătorind în cele din urmă pe un val de sprijin public până la Moscova. Falsul Dimitri a fost încoronat țar în iulie 1605, dar domnia sa a fost în cele din urmă de scurtă durată. Politicile pretendentului s-au dovedit prea ridicate pentru elitele Rusiei și a fost răsturnat și asasinat la mai puțin de un an mai târziu. Mulți au speculat de atunci că adevăratul său nume ar fi putut fi Grigori Otrepiev, dar acest lucru nu a fost niciodată dovedit. Amuzant, el nu a fost singurul impostor care a pretins că este adevăratul Dimitri. În deceniul următor au apărut încă 2 pretendenți, deși niciunul dintre ei nu a reușit să câștige tronul. Perkin Warbeck în rolul lui Richard de York.
Nu numai că tânărul Perkin s-a deghizat în prinț, ci aproape că a reușit să-l răstoarne pe regele Henric al VII-lea al Angliei. În 1491, Warbeck a apărut în Irlanda susținând că este Richard de York, fiul cel mic al fostului rege Edward al IV-lea. Adevăratul Richard a fost cel mai probabil ucis în turnul Londrei în copilărie, dar la acea vreme încă se speculau multe despre soarta sa. Valorificând acest mister, Warbeck s-a prezentat ca prinț dispărut și în cele din urmă a câștigat sprijin printre dușmanii politici ai lui Henric al VII-lea, care includeau figuri atât de puternice precum Iacob al IV-lea al Scoției și Maximilian I al Austriei. Warbeck a aterizat în Cornwall în 1497 și în curând și-a galvanizat susținătorii într-o armată rebelă de câteva mii de oameni. Dar când s-a confruntat cu posibilitatea unei bătălii cu forțele regelui, pretendentul și-a pierdut nervii și a fugit spre coastă. În cele din urmă a fost capturat și mai târziu a recunoscut că a fost un impostor înainte de a fi executat prin spânzurare în 1499. Warbeck era considerat pe scară largă ca un escroc celebru, dar unii istorici au remarcat faptul că Henric al VII-lea ar fi putut să fabrice povestea din spate a pretendentului în încercarea de a-l discredita. Având în vedere acest lucru, rămâne cel puțin o mică posibilitate ca Warbeck să fi fost de fapt Richard de York. Mary Baker ca prințesa Caraboo. Timp de câteva luni, în 1817, satul Almondsbury, Anglia, a căzut sub vraja unei prințese false. Tânăra apăruse pentru prima dată în oraș îmbrăcată într-un turban negru și vorbind o limbă misterioasă. Printr-un traducător portughez, ea s-a identificat ca prințesa Caraboo, un membru al familiei regale a lui Javasu, un mic atol din Oceanul Indian. Și mai uimitoare, ea a susținut că a fost răpită din pământul ei de către pirați și că a scăpat doar aruncându-se în canalul înghețat de Bristol și înotând la țărm. Povestea prințesei Caraboo a luat rapid orașul prin asalt. Fascinația a continuat până când o femeie dintr-un oraș vecin a observat că majestatea sa, prințesa Caraboo, era de fapt Mary Baker, o fată engleză care fusese angajată anterior în casa ei ca servitoare. Baker a recunoscut mai târziu că a inventat povestea și limbajul ei bizar, iar povestea păcălelii a devenit o senzație în presa britanică. Emelian Pugachev în rolul lui Petru al III-lea. În 1773, un impostor regal a declanșat una din cele mai mari revolte din istoria Rusiei. Valorificând asemănarea sa izbitoare cu decedatul Petru al III-lea, un fost soldat pe nume Emelian Pugachev a preluat identitatea regretatului împărat și a incitat o revoltă țărănească masivă împotriva Ecaterinei cea Mare. Ca Petru al III-lea, Pugachev a promis reforme populiste, inclusiv autonomie pentru populația cazacilor din Rusia, încetarea sistemului feudal și în curând mii de iobagi s-au adunat la standardul său. Prinzând-o inițial pe împărăteasă, prin surprindere, armata lui Pugachev a asediat orașul Orenburg la sfârșitul anului 1773, apoi a început să distrugă cazanul anul următor. Dar în ciuda acestor succese timpurii, la sfârșitul anului 1774, generalii Caterinei începuseră să schimbe valul conflictului. După o înfrângere decisivă la Țarisin, un grup de locotenenți ai lui Pugachev l-au trădat și l-au predat împărătesei. Impostorul a fost executat la începutul anului 1775, iar revolta sa s-a prăbușit la scurt timp după aceea. Putem observa faptul că, în ciuda tuturor restricțiilor din anii respectivi și a securității marilor țări de pe întreg globul, au existat totuși impostori ce și-au croit drumul către succes indiferent de circumstanțe, chiar dacă acestea impuneau nevoia de a-și ascunde identitatea, beneficiind de aspectul lor fizic izbitor de asemănător cu cel al persoanelor în cauză. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Doza de Istorie pentru mai multe videoclipuri interesante. Aveți în descriere link-uri către Instagram și Patreon, dar și către celelalte canale ale noastre. O zi superbă vă doresc!